boală, de sărăcie, de foame. Iată că eu mi-am notat pe cei care sunt ai mei. Știi, via tocarata la vrania tocanto, nu vă îngrijorați, pentru că biserică nu pentru tine este această molii, mă zice cel preanal, ci pentru cei care nu sunt biserica mea, chiar dacă sunt în vreo biserică. Era vrania tufera în atacanto, via tofava, haleluia, este o vreme a trierii, este o vreme a secerării, zice cel preanal, este o vreme în care îmi scutur ertolo, via tofava, haleluia, recolta, în care suflu pleava de grâu, zice cel preanal, tren atacanto, iată, în mâna mea va rămâne doar greul, iar pleava va fi arsă, știi, vrea tocantul. Este o vreme de cercetare pe care eu o aduc peste pământ, pentru că, iată, păcatul global a ajuns până la mine, zice cel preanalt. Păcatul acestei lumi a ajuns până la cerul și eu, Dumnezeu, Ertolovriar Tocantov, de trei ori sfânt, n-am mai putut suferi, Ștevra Tocantov, păcatul acestei lumi. Iată că n-am în vedere, Știvriar Tocarata la Vriar Tofava, să închei socotelile cu pământul acum, dar Ertolovriar Tofava, haleluia, nici nu va mai fi mult, zice cel preanalt. Însă ca Ertolovriar Tofava, ca eu să pot chema această generație la mine, ca eu să câștig Ștevra Tocantov în această generație, iată, a trebuit să o scutur Ștevra Tafrania Tocanta la Vriar Tofava, haleluia, mulți vor cădea, zice cel preanalt, Reda Tafradia Tufera în Atacantov, dar cel mai important lucru este că mândria acestei omeniri, Ștevra Tocantov, stricate din aceste vremuri, va fi învinsă, zice cel preanalt. Iată că acel duh obraznic care s-a ridicat împotriva mea, acest duh de Ertolo Vriar Tof, spurcăciune sexuală, Ștevra Tocantov, și de orice fel, acest demon de negare a existenței mele va fi îngenunchiat prin această molimă, zice cel preanalt. Iată că nu vor mai avea curajul să ridice capul. Iată că Ertolo Vriar Tof, pacea și binecuvântarea care s-au simțit după potop, se vor simți din nou după ce va trece această molimă, zice cel preanalt. Pământul Ertolo Vriar Tof va fi curățit, guvernele vor fi curățite, țările vor fi curățite și chiar biserica mea, zice cel preanalt, va fi curățită. O vreme de binecuvântare, Ștevra Tocantov, Vriatov, și de reconstrucție va urma după aceste timpuri. Dar iată, Ertolo Brania Tufera în Atacantov, Vriatov, voi stați în veghere, pentru că iată ce va urma după această vreme, Ștevra Tocantov, Vriatov, de pace și liniște, va fi chiar mai grav, Ertolo Vriatov, Ava, haleluia. Și eu, Domnul Ertolo Vriatov, îmi pregătesc biserica mea. Erta la Prudia Tufera în Atacantov, Vriatov, Ava, haleluia. Fiți pe pace voi, copiii mei, pentru că am pregătit în dreptul fiecărei case un înger ocrotitor. Iată, mi-am pus oștirea mea cerească, am trimis-o în dreptul fiecărei case peste care este sângele meu, zice cel preanalt. Era Rudiar Tufera în Atacanto. Iată că eu văd unde este sângele meu pus și unde este alt duh și altceva, Ertolovriar Tocanto. Unde este Ștevra Tocanto, sângele meu? Unde aud rugăciuni în fiecare zi? Unde văd scriptura deschisă? Unde văd curăție și teamă de mine, Ertolov Iartov, moartea nu va bate la ușă, nu va îndrăzni și sărăcia și foamea nu se vor apropia. Dar acolo, Ertolov Iartucantov, unde nu-i sângele meu, se va pleca Ertolov Iartov și se va pune steag de doliu, zice cel preanalt, în multe case, și groaza va distruge Ștevra Tocantov, multe minți și suflete. Mulți se vor întoarce la mine în urma acestei groaze. Ștevra Natafera Natacantolov Iartofava, voi să mijlociți, stați în spărtură, pentru că eu, Domnul, îmi voi face lucrarea desăvârșită în aceste vremuri. Haleluia, haleluia, amin.